anunțul inițial. Noi avem un singur vorbitor, îl cheamă Radu Băzăvan, este blogger. Și Valentin. Va juca după aceea, dacă mai avem de vorbit. Aici este barul, putem bea o bere, putem sta la discuții cât putem. Eu am ținut foarte, foarte scurt. În principiu, probabil că știți cu toții despre filmul Usturoi. Este un film început dintr-o nebunie acum un an de zile. Chiar acum un an de zile încă mai filmam ultimele cadre. Eram chiar de la Tifului, în Cluj. Recunosc că m-am folosit fără scrupule și am venit să mă folosesc fără scrupule de social media. În primul rând, pentru că este un mediu pe care îl pot controla și în care știu ce se petrece și în care știu ce înseamnă strategie de promovare. Recunosc că m-am folosit fără scrupule și de social media și în perioada filmărilor, pentru că la un moment dat, în timp ce încercam să convinc tot felul de oameni să ia parte la nebunia noastră, citeam așa în ochiul întrebarea, dar tu cine ești? Ce învârți? De unde e bani? Care e treaba? Ce mașină ai? Ce rafie ai? Ai familie? Zi tot! Și atunci, din nou, fără scrupule, așa eram cu spatele la zi, am spus, ăsta e numele meu, căutați-mă pe internet. Pentru că știam că, mă rog, încerca să-mi treaba asta acum ceva vreme, știam că dacă mă caută, vor găsi câteva chestii umanitare în care am fost și implicate. Pe care le-am făcut, bineînțeles, au apărut pe internet nu pentru că am vrut să îmi crească mie brandul personal și mai departe, ci pentru că am simțit nevoia să adun și alți oameni în ele. În cazul viitor este acolo în colțul din dreapta sus, domnul Daruteanu. Și tind să cred că acest lucru, faptul că am o reputație ok pe online, nu neapărat reputația este altfel decât aș fi eu. Pentru că, de regulă, am încercat să pun acolo ce cred eu că e bine. Faptul acesta, oarecum, a reușit să catalizeze oamenii și să-i aduc acolo să stea frumoși și să putem filma cu ei, să iau aici oameni și așa de jamă în platou, să filmăm chiar țigănesc, să lucrurile mai lucrurile foarte grea să meargă până la capăt și la final lumea să plece fără un ban în buzunar. Mai departe, am de gând să mă folosesc foarte mult de potențialul viral al filmului. Avem câteva replici acolo care eu zic că sunt, nu știu, de succes, gen copiii care vor să fugă la vară să facă actori. Vorbesc, mă, hai să vedem, poate că actorii e mai greu. Cine mai are bani pe lumea asta? Păi, de exemplu, evrei. Evrei au bani? Da. Cum ai vrea? Au, ai evrei bani, dar cum ai evrei bani? Bă, evrei conduc lumea, mă. Asta lucru se gândește, mă, evrei nu vreau conduc lumea, dar nevestele lor conduc lumea. De exemplu, mă rog, e un schimb de replici care poate are potențial viral. Și pe care, după cum probabil ați văzut din teasere, l-am folosit la cât am voie de bine și am făcut din nimic, am făcut cam 20.000 de view-uri în câteva zile. Pe lângă asta, mai avem un plan tot potențialul viral, gen de lansare. Vrem să facem caravană cu dansul țigănesc și muzică țigănească. După cum probabil ați văzut câțiva dintre voi din filmările de la Making Love, avem dansatori din aceia care sar, fac, mă rog, un fel de Michael Flatley, varianta de salaj. Eu zic că sunt mult mai ok. Acest lucru în sine este o prezență foarte exotică și vrem la lansare, dacă face rost de frumos, dacă nu mai putem mâna și mai mult din buzunar, vrem să facem o caravană, să luăm vreo 6-7 lucruri. O caravană țigănească cu căruțe. Nu, e mai greu cu traficul din ziua de azi, dar ideea este că vrem să mergem, de exemplu, în București, la mall, la metrou, în piețele mari, foarte pe scurt, dintr-un, nu știu, un microbus vomită niște castori țigani într-o piață, care începe rapid cu treburi de genul ăsta, cu muzică originală, bineînțeles, muzică live, cu acordeon, contrabas și mai departe, și în momentul în care se gata momentul, cineva desfășoară rapid un banner pe care se scrie usturoi.ro și plecăm. 2 minute, nu mai mult. Toată lumea va fi cu telefoanele, bineînțeles, va filma, va trage, va pune pe Facebook, va pune pe YouTube, va pune unde apucă. Și tot din backstage, din culise, vă mai dau, nu știu, e o idee foarte ok și mi s-a părea foarte fezabilă, dar depinde ce resurse avem la momentul respectiv. În Timișoara este un stadion, într-un cartier unde locuiește Luci, care e cam părăsit. Și un cartier care nu e, mă rog, e populare de tot felul de etnii. Una dintre etniile acestea, de regulă, în vara sau primăvara, se strânge lângă stadion, care e închis pe, și toată seara stau la țigări, la bere, la o sămânță, la așa mai departe. Noi vrem, ca ei, fără ca ei să știe, vrem să facem, pe stadionul respectiv, să clădim un ecran, să punem niște scaune, punem niște lăs de bere, și mergem la ei și spunem, haideți un pic peste gard, că vă dăm o bere și vă punem un film. Și bineînțeles, ne filmăm acest lucru. Oamenii vor merge, bineînțeles, dacă avem un film cu țigare. Trebuie să le dai și să-l înțeași o zi mai.
singur. Oamenii vor vedea filmul, sunt convins că se vor amuza, mereu vor filma reacțiile și pe baza acestui film, acestei filmări, să facem un foarte scurt teaser pe care să-l punem online înainte de lansare. Și, bineînțeles, sperăm în potențialul lui de asta ca și Paranormal Activity, când îți șocați aia de teatru. Nu. Deci filmul Paranormal Activity, care costă numai 10 minute de dolari. Blair Witch Project se numește. A făcut un prim screening, au filmat reacția de oamenilor care șocați și pe baza reacției au făcut trailerul și... Da. Mă rog, toate încercările noastre și toate gândurile noastre de promovare, bineînțeles, sunt umplite de faptul că stăm foarte prost cu timpul și cu banii. Deci, dacă vom reuși să strângem bani, vom avea o strategie de lansare, cum nu a fost văzut în România vreodată, sper eu, cel puțin pe online stăm foarte bine, stăm chiar ok. Dacă nu, eu dau altele. Din nou, ne lovim de treaba aceea de care vă spuneam, că de regulă producția și încasarea și vânzarea sunt de chestii diferite. Și de moment ce o singură persoană se pune toate trei în cazul nostru... Au început toate la început. Au început toate cam așa, cam haotic, cam ca o rostogolire de bolovani, în care un bolovan a dat mai înainte, altul a venit mai din spate, altul s-a împotmurit și așa mai departe. Dacă ar fi să faci iarăși aceeași treabă, cum ai început promovarea? Când ai început? Aș începe în primul rând cu teasing, foarte, foarte mult. Eu am făcut teasing chiar în momentul în care am început filmările, când am anunțat public, gata, fraților, o să facem un film. Lumea a spus, ha, ce drăguț, toată lumea face film ziua de astăzi, ha, ha. Dar probabil că aș face mult mai deștept. Aș include cât mai mult video, cât mai multe bloguri aș promova mult mai mult și aș scrie mai multe și material mai bun, mai elaborat. Dar, deocamdată, acesta fiind proiectul, pe repet, am fost o singură persoană care s-a ocupat de 15 chestii și încă 3 persoane care s-a ocupat de 50 de chestii. Am făcut tot ce am putut și vom putea să vedem ce putem ca lumea să vorbim noi și să vină la lansare și la TV. Da, se va lansa până la urmă. Ai un fain de cadre, ce gămina, te găsești nu. Nu ne mă căste mă la cealaltă. În timpul vieții noastre se deci, până acum am montat cam 2 ore, din care va trebui să ne apucăm să tăiem. Și este ca și cum aș lua pe băiatul meu, aș pune frica la pod, aș lua un topor și cam patru procus, mă apuc să-mi dă Director's Cut pe DVD. Probabil că o să avem Director's Cut pe DVD. Ideea este că eu fiind scenaristul și Lucian fiind regizorul, ne batem un pic cap în cap și las un pic cât pot de mult pe el să-și facă lucru și el m-a spus să facă lucru cât mai de mult. Am început filmul cu dialoguri foarte multe, care trebuia un pic să nuanțeze intriga, să dea un pic o perspectivă. Lucrurile stau în felul ăsta, sunt doi copii care se iubesc și care nu se pot găsi din cauza că unii au bani, alții nu au bani. Am nimic. Pune și mă rog, deja se cam știu. Și din dialogurile astea, Luci vrea să trai foarte mult pentru că spune că cei din America vor adormi la ele. Și atunci facem un ping-pong acum, îmi spun, ok, dar replica aia, într-adevăr, putem tăia, câștigat o secundă și 14 sutimi. Wow, ce tare, ceva în genul acesta. Deci se lucrează la greu, încercăm să facem cât putem de mult, să fie o chestie care am văzut la filmul românesc și care încercăm să o evităm. Încercăm ca fiecare replică din film să spună poveste, deci să nu fie dialog de complezență la fântâna satului. Da? Dacă nu este o dumă, o poantă acolo în dialogul respectiv, mai bine, la vedere. Și nu o să mai spun detalii, pentru că sunt foarte multe de spus și nu vreau să intru foarte multe culise. Ce pot să vă asigur este faptul că pe lângă filmul respectiv, în filmul respectiv am băgat o poveste, o nouă abordare, să zic așa, care până acum, din câte știu eu, România s-a mai făcut. Și sperăm să prindă. Dar se va lăsa în timpul vieții noastre. Câte vieți ai? Păi de asta zic. Hai să luăm așa, când vrei să mai trăiești? Cât ai în plane? Ți-a făcut un plan de pensii, că știu că cineva se vrea de viață. Deci, practic, masterizarea încă nu e, deci curăță de culoare și de sunet încă nu e, dar numai montajul. Avem un foarte, foarte raftat. Deci un montaj foarte preliminar, din care acum începem să tăiem și va mai dura cu eșorul. Dacă permiteți o glumă, e filmat în România, o țară frumoasă și corecții de culoare. Sunt filmele românești care de mult. Sunt filmele care de mult. Așa, încă o chestie, așa, mai aveam un pic din culise, după care mă spun la întrebări câte vreți. Foarte mult în filmul românesc, din ultimii ani sau din ultimii zeci de ani, vedem lucruri negre, vedem lucruri gri, cenușii, triste. Vedem destine frânte, vedem zbateri, vedem nefericire, vedem moarte, vedem frustrare și mai departe. Noi am încercat să facem un film care să te facă să râzi de la capăt la coadă.
chiar dacă ideea în sine de, mă rog, de iubire între doi copii care, mă rog, vorbim ca și poate unde cum de eroi noștri din film, chiar dacă povestea în sine nu este, are nimic glorios, am încercat să prezentăm Transilvania așa cum este ea frumoasă, cu oameni de toate etniile posibile care se înțeleg foarte bine și nu trebuie decât să mergem un pic dincolo de zona asta frumoasă a orașului ca să vedem tot felul de oameni care, de diferite etnii, inclusiv de etnie romă, care merg la oraș sau fac naveta sau șesc copii și își trimit copiii la școală și nu mai știu ce greu le este. Am încercat să promovăm foarte mult peisajele țării noastre, care sunt extraordinar de frumoase și, deși mă consider un conesor al Transilvaniei, pentru că am luat foarte mult în zona aceasta, am descoperit cu uimire că sunt enorm de multe lucruri pe care nu știam de care nu știam că există. Castele uitate, dealuri, munți frumoși, păduri și așa mai departe, povești foarte multe. Și un site care le prezintă. Transilvania.ro și am încercat să punem asta pe tapet cât putem de mult. Pentru că ne-am strat de culori cenușii și de claroscurul acela de care, mă rog, pe care unii ne-a spălat. Sperăm să fi și reușit. Lumina a fost foarte bună și camera a fost foarte bună și tehnologia a fost foarte bună. Dacă mai aveți întrebări pentru invitații noștri... Pentru tine am o întrebare. Dacă poți să ne spui că am făcut seama s-a primit. Când a fost sigur că va fi film, a început promovarea. În ideea în care vom avea la fel de mulți bani ca și acum, eu zic că anul viitor vom avea un final cut și poate chiar și o vreme pentru tine. Ce te faci dacă apar acum pe noi? O să fac ce le-am spus și oamenilor care au venit în proiectul nostru fără niciun leu. Le-am spus, dacă voi aveți altceva, am un argument imbatabil. Am zis primul argument, dacă voi aveți altceva de făcut miercuri seara decât să faceți istorie, vă înțeleg, nu știu fel de problemă. Și al doilea argument a fost, fiul meu va merge la creșă și va spune, bă, dacă mi-a stricat un film, dacă mi-a stricat, oricum, a început un film și l-a stricat. Dacă tot ce-a făcut. Ca pe ideea asta. Vezi că ai ceva măsuri de protecție pentru la chestia asta. Nu ții hardul pe internet, bănesc că ții offline și așa mai departe. Dacă poți să ne dai un idee. E chiar foarte departe, chiar în America. Care să-și discută. Tu faci o chestie pe care anul trecut o zicea Don Siemens când a fost la Cluj producător. Pentru el filmul se reduce la business și la bani, la atâtea intrigi. Tot e inventar și disecție. România are nevoie de mai multe povești haioase care să te facă să râdă, că la voi tot după blocurile grid de 100 de ani, tot asta vedem în afară. Bun, merge și partea a doua de ce zicea Don Zimă, sunt film între 5.000 și 50.000 de dolari ca buget, nu va face niciodată vreun ban dacă nu va folosi social media. Pentru că e singurul canal de promovare care este deschis cu adevărat. Sunt convins că, ok, poate e un pic amaticală treaba, ideea este că după dealul de care nu a auzit mai nimeni, în afară cercurilor, restrânse ale conesorilor, cum ar veni ale cinecinefililor. N-am auzit mai nimeni până la Cannes, cel țin din România. N-a fost absolut deloc advertizat, deci n-a fost deloc promovat. Sub nicio formă. A făcut-o și fel, mă rog, ok pentru România. În primele 7 luni, care le-a lansat. Deci pentru noi social media este vectorul principal de promovare. Nu avem bani de altceva. Probabil că în afară de social media, eventual virală pe care vă spuneam, și afișe lipite pe orașele, nu o să avem mare altă strategie. Și fără ea nu putem să ne gândim la succes.